Iubiți credincioși, vom citi sinaxarul zilei de astăzi, din 30 octombrie, din prologele Sfântului Nicolae Velimirovici de la Ohrida. Așadar, Sfântul Nicolae Velimirovici, prologe de Ohrida, sinaxar 30 octombrie. Pomenirea Sfinților Mucenici Zenovie și a surorii sale Zenovia. Ei au fost din cetatea Aegia, din Cilicia. Ei au moștenit o adevărată credință într-un Iisus Hristos de la părinții lor, precum și o avere uriașă. Dar râvnind după dragostea lui Hristos și după averile cele duhovnicești din ceruri, ei și-au împărțit tot restul avuțiilor lor, săracilor, nelăsându-și lor nimic. Din pricina acestei mari generozități a mâinilor lor, mâna lui Dumnezeu i-a apărat pe ei de toate răutățile pe care le-au țesut oamenii și dracii. Generosul Zenovie, care pentru Domnul Păcii a lepădat cu totul grija cea lumească, a fost dăruit de el cu harul facerii de minuni, astfel încât numai cu punerea mâinilor lui Sfântul Zenovie vindeca toată boala și neputința în popor. De aceea poporul a voit pe el întâi stătător pe scaunul episcopal al Aegiei. Dar au izbucnit persecuție și Zenovie a fost arestat și dus înaintea prefectului Lisias, care l-a întrebat: Ai de ales una din două, ori viața, ori moartea. Viața dacă vei aduce jertfă zeilor noștri și moartea dacă nu. Dar acestea Sfântul Zenovie a răspuns: Viața fără Hristos, moarte este. Câtă vreme moarte pentru el nu înseamnă nici de cum moarte. Fiind supus la cele mai bestiale torturi, sora Sfântului Zenovia a venit în fața judecătorului și a zis: Voiesc să beau și eu paharul pe care acum îl bea fratele meu, că să sufer și eu pentru Hristos, și să mă încununesc și eu cu cununa vieții. Fii mai întâi torturați cu foc, apoi aruncați în păcură clocotită și mai apoi a fost omorât amândoi prin decapitare cu sabia, la anul 285. Astfel și fratele și sora, într-o cerească împărăție și afară de moartea lui Hristos, s-au sălășluit. Tot în această zi, pomenirea Sfinților Apostoli din cei 70, Cleopa, Terțiu, Marcu, Iustus și Artema. Aceștia cu toții au fost din numărul celor 70 de apostoli mai mici. Domnul în viață s-a arătat lui Cleopa pe drumul către Emaus. Luca 29, 11, 33. Terțiu s-a scris: La dictarea Sfântului Apostol Pavel, epistola acestea către romani. Roman 16:22. El a luat moarte mucenicească ca episcop al cetății Liconiu, după Sfântul Apostol Sosipatru, pomenit pe 10 noiembrie. Sfântul Marcu sau Ioan, fiul Evlavioasei Maria, a cărei casă a fost locul de refugiu al apostolilor și a plinilor creștini, și rudenia lui Barnaba, Fapte capitolul 12, a fost episcopul cetății Apolonia din Samaria. Iust a fost fiul lui Iosif, logodnicul Fecioarei. Împreună cu Matias a fost unul din cei puși înainte spre a fi aleși în locul vânzătorului Iuda Iscariotan. Ales însă a fost numai Matias. Sfântul Iust a luat mucenicia pentru propovăduirea Evangheliei lui Hristos, fiind episcop al cetății Eleftheropolis. Sfântul Artema a fost episcopul Listrei din Licaonia. El s-a săvârșit către Domnul cu pace. Pomenirea Sfântului Milutin, țarul sârbilor. Sfântul Milutin a fost fiul lui Uroș, întâiul și al gneaghinei Elena, iar fratele lui a fost Dragutin. El a bătut multe războaie într-o apărare a credinței creștine și a poporului lui. El a luptat împotriva împăratului Mihail, paleologul, deoarece acesta acceptase nelegiuita unire cu Roma și căuta să atragă popoarele balcanice. Bancă și monahii din Sfântul Munte la recunoaște această necurată. Carul Milutin
a luptat spre apărarea graniților sale, lupta împotriva lui Șișman, căpetenia bulgarilor și a lui, împotriva lui Nogai, căpetenia tătarilor. El a ieșit învingător din toate războaiele lui, pentru că el își punea toată nădejdea numai în unul Dumnezeu, înaintea căreia se ruga pururea fierbinte. El a ctitorit mai bine de 40 de biserici. În afară de cele pe care le-a zidit pe moșiile lui, adică mănăstiri de la Trescavaci, Graniața, Graceanița, Sfântul Gheorghe de la Nagorici și Biserica Sfântului Preasfinte Născătoare Dumnezeu de la Scoplie, cea de la Banișca și altele, el a zidit multe biserici și în afara Sârbiei. Unele la Tesalonic, la Sofia, la Constantinopol, la Ierusalim și la Sfântul Munte Atos. El s-a săvârșit către Domnul în 29 luni octombrie, în anul 1320. Trupul său s-a arătat curând după aceea nesticat și făcător de minuni. El lasă se odihnește în Biserica Mântuitorului din capitala Bulgariei, Sofia. Notă. Neazul Milutin a avut două căsătorii, iar nu patru, așa cum bâlfesc detractorii lui. Prima lui soție a fost Elisabeta, o prințesă maghiară, iar cea de-a doua a fost Sinomonida, o prințesă bizantină. Nota autorului. Cântare de laudă la Sfântul Milutin, țarul sârbilor. Sfântului Dumnezeu Milutin, viteazul, grea sarcină pe pământ a avut. El credința creștină de schismatice a apărat-o și pe norod l-a păzit de cruzii tirani. El a fost biciu care a ars pe paleologul împărat și biciul ce amarnic pe latin i-a lovit. Milutin pe toți necredincioșii călcata și scumpă ortodoxie sus a ținut. Comoară scumpă i-a fost ortodoxia, precum odinioară lui Justinian cel Mare. Imperiala coroana lui, cea de perle, cea în perle rară bătută, asemenea lui Justinian preaslăvitul. Milutin țarul înălțat a bogăție de ctitorii, el în sus a înălțat a bisericii slave, vestită a făcut-o el pe pământ. Cu putere de rege a guvernat a lui țară, iar de Hristos mintea lui nu s-a despărțit nici când. Astfel, viteazului țar i-a fost inima neîntinată, preacuvioasa lui minte între lumii vârtej. Iar Dumnezeu, care pururea doar la inimă cată, pe gneazul Milutin răsplătitura cu nemurirea lui, cu nemurirea sufletului și cu nesticăciunea trupului, căci iată și acum țarul nostru este întreg, așa cum pe pământ neînfricat a fost. O minune tare, o minune mare, o minunatule țar, apără-ne pe noi și înaintea Tatălui Ceresc. Roagă-te pentru păcatele noastre să le ierte și mijlocește nouă un colțișor de rai. Cugetare. Țarul Milutin al sârbilor a fost un mare apărător al ortodoxiei, că cel a scăpat în viacul în care a trăit popoarele din Balcan de uniatism. La acel timp, din istorie, pe când împăratul Imperiului Roman de răsărit dădea dovadă de conștiință slavă, acest slav nobil și purtător de Dumnezeu s-a hotărât cu ajutorul lui Dumnezeu și a salvat curăția ortodoxiei, nu doar în ținuturile lui, ci în toate ținuturile din Balcani. Cel ce studiază cu atenție izvoarele vremii în care este însemnată viața țarului Milutin, înțelege de ce a fost dat lui Dumnezeu, de ce a fost dat de la Dumnezeu, i-a dat Dumnezeu biruință după biruință în toate războaiele și întreprinderile lui, de-a lungul întregii sale vieți. Fiind un rege al sârbilor, Milutin a făgăduit înaintea lui Dumnezeu că va înălța câte o sfântă biserică în fiecare an al domniei sale. Astfel a domnit 42 de ani și a înălțat 42 de biserici. 42 de sfinte ctitorii stau mărturie de felul dumnezeiesc în care și-a împlinit făgăduința.
Dar în afară de aceste sfinte ctitorii, în unele locuri, ca de exemplu la Constantinopol, Tesalonic, el a zidit în apropiere de biserici și spitale și case de oaspeți și pentru călători și săraci, unde aceștia erau găzduiți și îngrijiți gratuit. În afară de acestea, el însuși, cu mâna lui, făcea milostenii din propriile sale averi, care erau enorme. Adesea, acest rege puternic și bogat se îmbrăca haine sărăcăcioase și, însoțit doar de 2-3 servitori, pășea prin rândurile poporului sărac noaptea și afla de la ei durerile lor. De multe ori le dăruia unora ca aceștia daruri neașteptate și îmbelșugate, dar chiar și în mijlocul marilor lui bogății, țarul Milutin ducea o viață austeră și extrem de simplă, deși nu li se părea așa străinilor. El se obișnuise cu un stil simplu și frugar de viață încă din copilărie, așa cum îl învățase tatăl lui, regele Uroș I. Se cunoaște cum că împăratul Mihail Paleologul a trimis la curtea regelui Uroș pe Ana, fica lui, pe a fi luată de soție de Sfântul Milutin, dar cu gândul de a-l îndupleca pe regele sârb la unirea cu Roma. Dar regele Uroș, văzând luxul extravagant al Anei, precum și comportamentul ei ușurat și nesăbuit, asemenea și al suitei cu care venise, a zis: ce înseamnă toate acestea și ce folos pot aduce ele? Noi nu suntem obișnuiți cu astfel de viață. În același timp, el i-a indicat către o gneaghină sârbă care mânea cu îndemânare o furcă de torz. Iată felul acesta de țesătură ne place nouă să poarte cea care ne va fi nouă noră. Iată ce frumos! Să luăm aminte la minunata vindecare a ologului celui neputincios din pântecele Maicii lui, Fapte, capitolul 14. La cum ologul acesta, care niciodată nu umblase pe picioarele lui, la cum asculta el, la el Pavel, când vorbea, având credință să se mântuiască, la cum Sfântul Pavel l-a vindecat într-un numele Domnului Iisus Hristos, iar ologul sărind a umblat pe picioarele lui. Predică despre dorirea lui Dumnezeu, singura dorire a drepturilor pe pământ. Că pe cine am eu în cer afară de tine? Și afară de tine, ce-am dorit eu pe pământ? Psalmul 72 cu 24. Un singur bine este binele suprem al sufletului omenesc, acelui duhovnicesc și în cer și pe pământ. Acest bine suprem este Dumnezeu. Nenumăratele bunătăți se află în ceruri, dar izvorul tuturor acelor bunătăți este Dumnezeu, împăratul lor. Nenumărate bunătăți se află pe pământ, dar făcătorul lor al tuturora este binele incomparabil, căci cu el nimic nu se poate compara. De aceea sufletul omului s-a trezit la viața duhovnicească și întreabă: oare ce aș putea avea eu? Sau ce mi-aș dori să am în cer și pe pământ afară de tine, Doamne? Oare are nevoie de apele râului care îi oferă să bea apă curată, care curge doar la izvor? Oare poftește cel invitat la masa somtoasă a regelui cina săracă a unui cioban? Numai Domnul este puternic să acopere singur toată foamea oamenilor pe pământ și toată setea lor. Ale lui Dumnezeu sunt cerurile, a lui este pământul. Domnul tuturor bunătăților este el însuși supremul bine, făcătorul tuturor dulceților pământești. El însuși este suprema dulceață, purtătorul întregii înțelepciuni. El însuși este înțelepciunea, izvorul puterii și al milostivirii. El însuși este puterea și milostivirea, făcătorul oricărei frumuseți. El însuși este frumusețea în cer și pe pământ, supremă frumusețe. Niciun fel de bunătate nu se poate sui la inima omului, în vis sau evia, ca să nu fie mai întâi la Domnul, în cel mai înalt grad. Prin urmare, fraților, să cerem de la Domnul darul tuturor bunătăților, să cerem de la El aflarea tuturor bunătăților și să ne bogățim mai întâi în Dumnezeu, astfel încât
să putem primi de la El toate bogățiile pe care le cerem. O, Stăpâne, Doamne, Dumnezeu nostru, stai aproape de sufletele noastre care însetează după Tine. Și atunci când însetăm de Tine, stai aproape și hrănește sufletele noastre. Când mai Ție se cuvine slava, cinstea și puterea și mulțumirea și lauda în vecii vecilor. Amin.